dialog privind Găgăuzia. Covoarele găgăuze. În istoria găgăuzilor, covoarele ocupă un loc special. Fiecare familie găgăuză avea în casă un colț unde păstra zestrea și obiectele de preț. Tot aici, pe cel mai mare perete, era înșirat un covor ornamentat cu arborele genealogic. Covorul era o parte importantă din zestre, pentru tinere. Procesul de confecționare a unui covor începea cu tunsul oilor, apoi se făcea lână, care ulterior era curățată și toarsă. Ața din care se țesea un covor era vopsită natural. Pentru a obține culoarea roșie era utilizată sfecla, iar verdele îl făceau din frunze de nuci. Fiecare element țesut pe covor simboliza ocupația familiei. Crescătorii de animale îl ornamentau cu păsări sau bovine. Agricultorii împodobeau țesătura cu struguri. Unele meșterițe țeseau pe covor primele litere din numele și prenumele său. Totuși, principalul simbol al covorului găgăuz este trandafirul. Dialog privind găgăuzia.